Zeci de credincioși s-au trezit de la primele ore ale dimineții și au mers la biserică pentru a lua parte la slujba de Sfântul Ilie. Potrivit Sfintei Scripturi, Sfântul Ilie a trăit cu peste 800 de ani înainte de întruparea Mântuitorului. Sfânta Scriptură și tradiția bisericii spun că Sfântul Ilie va reveni pe pământ la sfârșitul veacurilor ca înainte mergător al celei de-a doua venire a lui Hristos. Sfântul Ilie este atât de cunoscut la noi în biserica noastră, alături de Sfântul Ioan Botezătorul și alături de Sfântul Ierar Nicolae, ca unul de cei mai mari sfinți pe care îi sărbătoriște biserica, nu numai ortodoxă, română și în general bisericile ortodoxe. Ca vechime este proroc al Vechiului Testament, cinstit alături de Moise la sărbătoarea schimbării la față a Mântuitorului Iisus Hristos. Atunci când Mântuitorul Hristos schimbă la față muntele Taborului, îi are alături de el pe Moise și pe Ilie. Moise ca reprezentant al legii Vechiului Testament, pentru că el scrisese cele 5 cărți sau Pentateucul, iar Ilie ca reprezentant al prorocilor în general. Hristos apare ca împlinire a celor spuse de cei doi, profețiile lui Moise și profețiile Sfântului Ilie, Tezviteanu și a tuturor prorocilor. Ziua Sfântului Ilie și a lui prorocul său Cercărisei este aducătoare de ploaie pentru holdele însetate, pentru animalele care n-au ce mânca, chiar și pentru viața, sănătatea oamenilor. Fiind o mare sărbătoare, tradițiile și obiceiurile nu lipsesc. La noi, de sărbătoarea Sfântului Ilie, cel mai mult poporul împarte, dă de pomană, și anume perle acelea sunt ilienești, sau pergamotul acelea de vară, perle coapte, zemoase. Iar pentru perioada de secetă, la țară sunt anumite tradiții ancestrale, paparudele, fierăritul, băieții umblă noaptea, seara, cu gălețele cu apă prin sate, stropesc pe la porți, pe la, în fața casei pe unde îi prind, au această convingere că Dumnezeu va trimite ploaie și Sfântul Ilie. După ce se termină fierăritul, spun lucrul acesta pentru că e mai legat într-un fel de biserică, se duc noaptea la 12 noaptea, trag clopotele la biserică, se duc în cimitir și cu lanterne urmăresc cea mai dărăpânată cruce, cea mai veche, cea mai prăpădită cruce, care este pusă pe mormânt, că alții vin și înlocuiesc crucile, e această cruce și se duc și fie cu arunc într-o fântână, fie cu pun într-un jiap la cișmele și stă acolo 40 de zile și lumea e convinsă că dă ploaie. Potrivit tradiției, în ajunul zilei de Sfântul Ilie, fetele necăsătorite se duceau noaptea pe ogoarele semănate cu cânepă, unde se tăvăleau goale prin cultură, apoi se îmbrăcau și se întorceau acasă. Dacă în noaptea respectivă visau cânepă verde, acesta era semn că se vor mărita cu flăcăi tineri, iar dacă visau cânepă uscată, se zicea că se vor mărita cu oameni bătrâni. Tradiția mai spune că oamenii nu trebuie să plece la drum pentru a nu fi loviți de fulgere și că trebuie să își facă cruce, pentru că Dumnezeu i-a poruncit Sfântului să lovească în toate, numai în cruce, nouă nu. În ceea ce privește superstițiile legate de Sfântul Ilie, se spune că oamenii nu lucrează pentru a nu-l supăra pe acesta și să nu arunce cu fulgere în ei. Sărbătoarea Sfântului Ilie este marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox. În România, peste 150.000 de oameni își sărbătoresc astăzi onomastica.